Învinsă miercurea trecută în primul meci din cadrul grupei B a regiunii Vest cu scorul de 6-2 în deplasarea de la Victoria Felnac, Recolta Dănceu încheie mâine aventura în Cupa României. De la ora 18, echipa mehedințeană joacă pe teren propriu cu CSM Lugoj. Bănățenii au 3 puncte după ce au dispus sâmbăta trecută cu scorul de 5-3 de arădenii de la Victoria Felnac, astfel că au nevoie de un egal pentru a fi siguri de calificarea în etapa următoare. Teoretic, și Recolta se mai poate califica dacă învinge mâine la o diferență de 7 goluri. Realistic, echipa din satul Jiana nu poate spera decât să limiteze proporțiile scorului, mai ales că CSM Lugoj reprezintă puternicul campionat județean din Timiș. În grupa A din regiunea Vest, CSO Turceni are nevoie de victorie în disputa cu Gloria Giurgiu pentru a detrona echipa hunedoreană din fruntea clasamentului. Finala regiunii Vest este programată pe 16 iulie, iar câștigătoarea se califică în primul tur al Cupei României, faza națională.